Da. Zic, v-am supărat ieri cu ceva, că am sunat. Păi nu ții minte la ce oră sunai? Așa mai târziu, alea, că am sunat. Cam târziu, da, era 11 a doua oară. Da. E, da. Așa cum am spus eu, cred că e drept. Păi e drept, și ai promis că ai să revii și ai să vorbești la cameră despre durerile astea. Sau gata, de-am nu mai ai chef și curaj. Nu, cum n-am chef? Am chef. Știi pe mine și mă interesează. Dacă o să-mi spui, o să aflu. Ia ca pe mine mă interesează dacă nu se dă la răspunderea ăștia care când s-au dus, pe unii s-au dus el. Țuțu și Plăhătniuc și cu Aistian, cu așa l-am. Borsetca. Da. Dacă s-o tras la răspunderea cei care, când erau vamiști și pe unii șâti, pe unii s-o dus, cum s-o dus. Și amoi când vine, îl pune în carantină ca toată lumea, știi? Dacă am avea stat de drept, dacă ar fi regulă, ar exista pedeapsă și pentru cei care au facilitat plecarea din țară când erau în căutare și dosar penal. Dar cum nu avem stat de drept, iată, e posibil și așa ceva. Știi ce am vrut să întreb? Cum s-o cos? Ca să bă drept, dacă să mă mai pe data de 11 și mâine la ăsta, la protestul ăsta care îl face Maria Olaru cu ăsta cu Buzduganu? Nu, eu n-aș ieși la un protest în timp de stare de urgență. El putea să protesteze până acum și după stare de urgență. Acum riscăm să luăm și să dăm mai departe virus. Și asta nu-i corect, e prea periculos. Și el o să înhațeze, și el o să înhațeze, o să înhață un dosar penal pentru încălcarea ordonanțelor, încălcarea legilor și punerea în pericol a populației, așa că mai bine stai acasă. Bine, dar cum a procedat poliția când o lăsa lei pe dânsul de acasă? Te-ai uitat video și ala? Dar nu vine să-l iei, vine să-l citeze. Eu adus o citație, așa face poliția. Și el cum a procedat? El nici nu-i lăsa să vorbească, să-i spună ce a venit. Zic, el nu recunoaște statul. Și așa trebuie să faci, să nu recunoști statul. Nu recunoști statul, intră la răcoare și te hodinești, ulea, că-ți mai vin mințele la cap. Dacă n-ai să vrei, să intri la psihușcă. El a luat hârtia și a alungat, Și o ruptă, da. o aruncat. Păi, dar acolo era o citație, pur și simplu. Îl informa că e deschis un dosar penal și să vină să-i explice. Păi el nu vrea să respecte. Păi dacă nu respecti legile, ce îi pățești? Când nu E respecti bine, statul, nu respecti legile. dar deși poliția dar nu a chemat pe altcineva, dar atunci în momentul și ala cum el era cu buzduganul în mână la poartă Păi la dar ei nu dânsul. vine să-l aresteze omul. Ei au venit să-l informeze că este dosar penal și că e citat. Dacă nu vrea, nu vine și complică situația. E treaba lui. După veniți să-l informez, dar cum a procedat el? El cum a procedat? Necivilizat, dar nu a încălcat foarte tare legea. A distrus citația care era oricum proprietatea lui. Ei l-au informat verbal, e treaba lui. Dacă vrea, vine. Dacă nu, nu. Își complică și agravează situația. Dar pentru verbal, cum grăie el acolo, nu, cum? Ei, dar ce au Acolo. zis? Au zis că nu recunoaște statul și nu recunoaște pe Dodon sau și tot așa. Ce au făcut? Nu i-au înjurat, nu i-au amenințat. Doar le-au smuls citația de mână și au zvârlit-o sau au rupt-o. Asta, na, se iartă. Polițiștii trebuie să fie și îngăduitori cu oamenii care sunt nervoși, care se poate o leacă păliți la cap. Nu știu de ce au venit polițiști în haine civile. Bine, aveau o mașină cu numere de mai și tot e ca și cum reprezentanți oficiali ai statului, dar ei ar trebui să îmble în uniformă pe vremile astea. Ca când era numai mașină de mai, numai numerele de mai, dar nu era mașină ca când s-o cunoști de departe, că e mașină de stat, numai pe numere se cunoște. Da, de acord, dar trebuie toate mașinile de stat să fie cumva desenate ca să știm că ea ca să plimbă pe banii noștri. Și încă și cu, nu erau pe uniformă, erau pe este. Păi asta zic, da, asta cred că e o încălcare și ei ar trebui să fie cumva sancționați disciplinar de șefii lor. Dar au prezentat acolo niște acte, am A văzut. prezentat legitimația, avea mașină cu număr de mai, adică nu au venit camuflați ca și cum sub acoperire.
Bine, îți urez o zi bună. Și eu îți urez, stai în casă și mâine lasă-l pe Vasile să-și ducă crucea de rege al dacilor. Bine, bine. Crucea și buzduganul. Sper să nu Da. omoare pe nimeni și să nu fie tare bătut, că ar fi ilegal. Dacă opune rezistență, pun cătuș și îl duc la răcoare, atât. Bine, bine. Hai noroc! Da, hai. Sănătate.